Salutare și bine v-am regăsit la un nou proiect Sound Identity. Avem la bază un Volvo XC90 2007-2008, la care ce vom face? Vom elimina practic sistemul original de navigație, care iată-l avem aici, așa, și vom introduce un alt sistem care va fi perfect, perfect compatibil în această locație. Ați văzut variantele de tablete care le-am mai pus, care erau lunguiețe. Alea sunt cele mai, să zic așa, mai scumpe și cele mai bune. Da? Aici vom pune o variantă puțin mai ieftină, dar în schimb și ea este foarte bună, doar că este puțin mai înaltă. Da? Aici iată avem monitorul care iese afară. Așa. Sincer, să vă zic, și nu mi-e rușine, nu știu cum se provoacă afară, dacă l-aș fi provocat un pic afară, dar nu știu de pe care buton trebuie să fie provocat afară, pentru că eu nu prea le utilizez aceste sisteme. Sunt mașini la care pot să spun că am un, câte un minus, da? Eu tot mă uit și, de exemplu, nu știu dacă aș putea selecta de undeva această parte, da? Ca să-mi intru în varianta de ecran, să vedeți că acest ecran este puțin și lăsat în față. În fine, esența este în felul următor. El este aici, el este activ, funcționează și va fi un total new look față de ceea ce este acum existent. Vom monta și o cameră de spate, putem ataşa și camera de față pentru cei care doriți, da? Deci variante sunt foarte multe pentru cei care consideră că doresc un asemenea gadget. Ok, hai că vă prezint și predusul, doar să tragem în garaj repede, după care să vedeți ce va fi aici în locuitorul, varianta puțin mai low cost. Suntem cu tot dezmembrat, da? Ca să ajungem la conectica aferentă, aici exact unde trebuie. A venit inclusiv și monitorul și amplasăm în această situație. E, și iată cam cum arată. Tot. Acum să intre, să-i băgăm toată conectica și tot ce este aferent pentru el. Acest monitor, dacă observați, este mult mai mare decât ce v-am arătat până acum, mai înalt. În schimb, nu este atât de lat, da? Deci diferențele sunt între lat și între înalt. Cablurile vin frumos și ele nu necesită absolut deloc tăiat, nimica. Vin intercalate, frumos, înseriate, fără nicio problemă. Să vedem rezultatul final cu aparatul nou, gadgetul nou, gata, instalat. Să vedem diferența față de ce a fost și ce este acum. Ei, dacă pot să vă dau eu câteva, să zic așa, exemple, da? Iată monitorul ăsta totuși iese puțin mai plat, deci puțin mai așa, nu iese înspre noi, cum ar veni culcat în față, iese puțin mai în plan, puțin mai superb, da? Asta e una la mână. Doi la mână. Hai să vă arăt și camera, care este aici, simplu, montată, iată-o, nici nu se vede. Iată unde e cârligul, să-l ținem minte și pe acest aspect, da? Pentru că avem și cârligul inclusiv în acest sistem. Ok, mergem un pic și din spate, să vedem situația din spate. Iată, arată așa. Iată cât de bine dă. Se vede din toate direcțiile, ca să vedeți și variantele mai ieftine și variantele mai scumpe, ca să puteți decide ce v-ar place ca și sistem, ce v-ar motiva financiar să cumpărați. Ceva puțin mai mic, mai lat, mai profesional ca procesare, ca și RAM, ca și tot. Sau, de exemplu, vă satisface și un asemenea gadget, ok? Ei, hai să vedem rapid cu ce anume avem de face. Avem aici un sistem de navigație, mai mult ca sigur cred că îl pornesc pentru prima dată, deci toate aplicațiile vor fi prima dată pornite, să fim un pic cu răbdare, vorbim de un Android 9 cu 4 core, da? Așa, cu 2 GB de RAM și cu 16 intern, ok? Iată, îi dăm drumul frumos, a și pornit sistemul de navigație care îl avem aici activ, partea de iGo. Bun. Mergem aici frumos jos, așa, cu stânga poate puțin trebuie să mă întind mai mult. După care, ia să vedem ce este aici, da? Partea de un radio. Ceea ce înseamnă că dacă noi vrem să ascultăm, de exemplu, un radio aici, putem tot așa să îmbinăm partea de sunet în sistemul auxiliar original al mașinii.
Vreau să vă ajut cu un hint foarte mare, da? Ca să nu mă tot sunați pentru orice, că mai nou pățesc că mă sunați pentru orice mic gadget. În cât pot vă ajut, dar cât pot în modul bun simț. Iată, nici eu n-am știut până nu de mult, nu sunt posesor de Volvo, dar cine are aici un sistem de auxiliar, avem posibilitatea foarte elegant să ne conectăm, să ne racordăm cu sunetele din sistemul orice auxiliar în el. Ceea ce înseamnă că noi avem fibră optică, am scos tot panoul, ați văzut, avem partea de comandă pe optic, pe tot, da? Ceea ce nu poți să faci doar cu module speciale, dar ajutorul Volvo-ului este că aici avem parte de aux, așa că totul este puțin mai ușor. Avem sistem de telefonie prin Bluetooth, ceea ce înseamnă că putem vorbi la telefon, putem să avem apeluri pierdute, ratate, efectuate, tot, individual, fiecare 5 utilizatori poate să fie, fiecare care urcă individual, care cum a fost conectat, așa va fi prioritar. De exemplu, eu sunt titularul Moto G 8 Power, da? Eu rămân. Dacă vine soția, de exemplu, și cu soția, doar pe mine mă ia, da? Dacă vine doar soția, o ia pe soția. Dacă vine copilul, doar copilul. Dacă e soția cu copilul, doar soția. Și după aia, când sunt individual fiecare, atunci le ia în ordinea în care a fost logat sistemul. Iată, aici avem prima secvență audio, da? Așa, care este redată de... Ia să vedem. Ca să vedeți, iată. Așa, nici nu vreau să forțez mult. De aici trebuie să-i dau un pic semnal mai mult în sistem, pentru că, bineînțeles, cine nu știe, dacă n-ai, dacă nu ai power în sistem, deci dacă nu bagi sursă în sistem, nu o să ai power din volum. Să știți că sună foarte bine la Volvo sistemul audio, chiar uimitor de bine, îmi chiar place și nu pot negativiza absolut deloc. Ce nu-mi place, știți bine că eu sunt negativ la partea asta și îl negativizez, da? Iată, aici avem, dacă vrem, foldere, intru în orice folder, îi dau drumul la una, îi dau Modern Talking și iată, el a și pornit. De exemplu, dacă îi dau aici, ia să vedem rotula, 416, 417, deci merge în continuare. Îl zăpăcesc aici, el merge în continuare, deci nu se oprește oricum și la 2 giga are destul de bun, să zic așa, stil de lucru. Așa, ia să vedem aici niște preseturi de egalizator gata reglate, care noi le putem regla după cum și după placul nostru. Așa, iată, avem și zona unde vrem noi, super tare egalizatorul, dacă vrem doar față, spate, lateral, stânga, dreapta sau oricum dorim noi. Ok, da, este drăguț sistemul de egalizator. Ei, acestea sunt cele rapide. Aici, dacă intrăm, avem diverse aplicații. Ia să vedem că nu vi le arăt pe toate. Avem Android, nu știu ce este, animație, ce este asta de pornire. Nu vrem nici asta, pentru că nu vreau. Eu sunt totdeauna adeptul să nu îngreunăm sistemul dacă nu este necesar. APK instalarea fi în cazul în care avem și vrem să contribuim aici în Android. Auxiliare, asta înseamnă că poți să montezi aici o cameră de VR care poate să monitorizeze frontal tot ceea ce se întâmplă așa în perimetrul nostru. Asta e una la mână. Doi la mână, poți să-i dau, de exemplu, o cameră frontală care să exterioară, care să vizeze bordura sau orice altceva. Poți să-i pun un PlayStation, Xbox sau multe alte gadgeturi ale lui. Ce-am uitat eu să vă arăt un pic, care o să fie un super wow, care îl vede, abia așteptam eu, cârcotașii mei de pe canalul meu de YouTube, care văd un pic toate negativitățile. Ei, iată, frate, am uitat să bag capacul ăsta. Nu-i problemă că e aici, dar știi de ce nu l-am băgat? Hai să vă zic. Nu l-am băgat pentru că aștept tutorialul să se termine, să văd că toate funcționează. Am pus unul de probă să se vadă că este perfect, intră. Al doilea am să-l pun și îl am, da? Plus am mai pus și acolo unul și mai așteaptă unul de pus acolo în spate, care nu l-am pus exact partea dreaptă. În caz de există vreo problemă, pentru că acum prin filmările astea fac și teste, da? Să pot să le introduc și să pot să am situația maximă. Bun, sistem de Bluetooth, iată sistemul de Chrome. Ei, hai să vedem un pic dacă tot am intrat pe site la noi, da? www.soundidentity.ro. Aici găsești produsele respective. Exact cum cheamă canalul de YouTube Soundidentity, doar .ro. Adică
intri aici pe shop, da? Nu întotdeauna vezi această animație în varianta shop. Eu acum momentan îi dau hotspot cu un telefon de-a meu care l-am, care îl mai vedeți, că îl folosesc, de exemplu, pe la variantele de muzică, când fac teste de muzică, da? Și iată aici scrie, am 2600 de produse, 2640 mai exact. Iată, dacă îi dau pe navigație, că de multe ori mă sunați și mă întrebați, domnule, ai navigație? Da, dar zic, uite-te pe site că nu știu. Păi de ce nu știi? Păi că am 1629 de variante de navigații și este foarte greu să știu toate. Deci aici la subcategorie îi dai navigații dedicate. Oricum, asta o să dispară sub categoria în curând și o să fie direct navigații, după aia selectezi marcă, ce este asta? Volvo! Da? Voleva. Voleva danse. Așteptăm un pic să se încarce. Iată, deja avem 18 produse din alea 2000X, da? Și iată XC90, avem 4 produse, că ți arată pe fiecare selecție câte produse avem. Bun, ok. Ei, acum hai să vedem. Da? Iată, avem variantă de la 1499, 1599, exact varianta asta care o vedeți acum aici. 2500 este o variantă de jos, da? Sau avem varianta aceasta, care o vedeți și asta pe canalul nostru de YouTube, dacă intrați în secțiunea playlist-uri, apeși toate playlist-uri create, te duci jos la Volvo și acolo o să vezi varianta asta pe X6 Android 9, 4 GB de RAM, care l-am instalat și deja avem și varianta cu Android 10. Bun, deci soundidentity.ro și faci aceste selecții care le vezi aici, da? Și brandul să dispară, că nu este necesar. Ok, hai să vedem rândul 2. Easy Connection ar fi să te conectezi cu telefonul pe varianta de cablu, ca să poți să-i faci, așa zis, oglindire, tot ceea ce ai pe telefon, să înveți să-l proiectezi pe el. Ceea ce eu zic că nu este necesar, deoarece odată că dacă e dat hotspot mai mult de atâta, nu cred că trebuie. Ok, ia să vedem ce e asta. Bun. Asta știi pentru cine e bună? Pentru cine tot zice că are iPhone și vrea CarPlay. Ei, dacă vrei așa poți să-ți faci varianta de CarPlay. Bun, aici avem egalizatorul care l-ați văzut. Așa. Front cam înseamnă că, repet, pot să pun cameră frontală, ori exterioară, ori de interior, de vedere, de monitorizare. File manager pot să contribuiesc în tot Android-ul de la A la Z, da? Google iGo Navigation, l-ați văzut că e deschis. Magazin Play, e odată aici conectat, puteți să vă updatați toate aplicațiile existente. Plus, poți să-ți iei de aici Waze-ul, Google-ul, YouTube-ul, toate cele care le dorești. Bun? Maps, ia să vedem al doilea sistem de navigație, pentru că primul l-ați văzut iGo-ul, da? E, și acum va intra Google Maps-ul. Eu cât de cât le-am și actualizat ca să fie cât de cât mai primitoare, îi dau aici frumos audio. Așa, și așteptăm rezultatele. Spațiu, Turing Center, da? Ei, v-am zis, primele și primele, așa zis, căutări, așteptăm să se localizeze, pentru că până se localizează, totuși puțin necesită un pic de internet. După care vom intra frumos pe Street View, să vedem dacă îl și are, este exact ce trebuie. Poate își mai face un update și nu știu eu, dar oricum așteptăm puțin să vedem despre ce ar fi vorba. Las, nu-l zăpăcesc, își revine el frumos. Iată, acolo scrie Audio Tuning Center, se vede clar, da? Deci suntem pe hartă, suntem pe Google, iată, îmi zice aici Street View, deci pot să mă uit imediat la varianta de 360 de grade în variantă full video. Așa, iată ce frumos. Mă duc și mă duc pe stradă. Pentru cei care sunteți din Oradea, suntem pe strada William Shakespeare, intersecție cu Tudor Vladimirescu. Aici avem pe capete Rerul și Intimul, da? Sau pot să zic fostul Intim, că nu mai este. Așa, și iată, ne găsiți exact acolo. Ba. O să vă mai arăt o șmecherie foarte tare cu partea asta de Google Maps și cu navigațiile, când o să facem split screen și o să împărțim jumate Waze, jumate Google Maps, jumate iGo, jumate X, da? Ba. Muzică, asta nici nu știu ce este. A, exact ce v-am arătat. Varianta de USB player, radio, setări, de aici poți să intri să-ți faci ca la o tabletă tot ce înseamnă
Wi-Fi, hotspot, tot ce se poate. Ei, iată, aici avem o variantă de prezentare, rezervor, baterie, una alta, doar că aici se comunică pe partea de can. El este analogic, deci nu este în legătură cu canul și nu avem aceste informații. Pe lângă că avem cutiuțe de can, da, un decodor de sistem. Acum mai sunt situații, de exemplu, ca la Volkswagen, când lași frâna de mână jos, ei, abia atunci, după aia, te lasă să poți să accesezi aceste meniuri. Bun. Ia să vedem pagina 2. Steering wheel, comenzile de volan, care nu sunt necesare, pentru că într-adevăr, și asta va fi o întrebare, comenzile de volan, dacă funcționează. Ei, tu dacă îi dai drumul, de exemplu, acolo la o piesă sau la orice altceva, tu volumul poți să-l dai de aici tare sau încet, pentru că reacția sistemului este el. El cântă. Aparatul ăsta cântă, nu el cântă, da? Ei, și odată dacă el cântă, atunci el preia volumul. Next sau reverse, adică melodia următoare sau anterioară, o preia practic partea din touchscreen, trebuie să te întinzi puțin. Hai să vedem partea de video, așa. Măcar o să vedem puțin dacă avem ia să vedem, dacă avem. Oh, super. Ia să facem și mare, da? Și iată, uite, zăpăcesc. Iată că mă duc aici, iată că mă duc aici, iată că mă duc aici. Ce vreau să zic, că nu are deloc, absolut deloc nici un lag, da? Hai să văd dacă pot dacă mai am ceva. Dar mai prind un video din ăsta mișcător din greșeală. Hai să vedem încă un pic. Da, uite aici. Uite. Așa, iată. Iată. Da, uite, zăpăcesc la început și dacă observ, absolut deloc nu își face practic partea de laguri. Ok. Bine, e un video puțin mai pe noapte, deci e puțin mai întunecat. Hai să mergem la un alt sistem. Iată sistemul Waze, da? Are și picture in picture, asta nu știam. Deci are picture in picture, split screen. Asta iar e o chestie interesantă. Iată, aici ai Waze-ul. Acum el va porni pentru prima dată. Trebuie să-i dau permitere, trebuie să-i dau go to settings, trebuie să-i dau locație în România, tot ca să-l avem perfect funcțional și să se comunice cu toată situația. Ia să-i dăm localizare directă. A, așa, ea zice că pornește. Îi dăm toate accesibilitățile care sunt de acceptare. Așa, ia să vedem, înțeleg. Faci, permiteți acces, permiteți tot, pentru că dacă nu permiți ceva, nu te lasă sărăcia asta de aparat, de loc. Adică aplicația asta are nevoie să știe și când faci un pas în spate și când faci un pas în față. De aia se numește localizator de GPS, ca să știi tot ce se întâmplă în trafic, da? Ca să știi, iată, unde este poliția, accident, carburante, pericol, drumuri închise și orice alte așa zis, situații, da? În care tu poți să raportezi o poliție sau orice altceva. Asta e una la mână. Iată, aici îți arată că este drum puțin un ambuteliaj. Este puțin drum mai cu trafic intens, da? Dacă îi dai aici la Waze, foarte simplu, și cauți, ai văzut în Google Maps, îi bagi Audio Tuning Center, sau poți să-i bagi tot așa, sau un Identity, da? Poți să-i dau locația de directă Sound Identity. Stai așa un pic, stai să văd ce am făcut aici. Acasă. Ia să vedem. Sound Identity. Iată că mi-a și apărut. Așa, om și zice tot. Unde pot să parchez, da? Exact aici, cea mai apropiată parcare. Aoleu, ce deteriorat e asta. Așa, iată ce frumos, avem și poze de la utilizatori care au mai fost pe la noi, au mai făcut câte o poză, au mai pus o sugestie, au mai pus aici câte o informație. Bun, ieșim și de aici și ce a mai rămas, dacă nu, ultima, dar nu dintotdeauna, ar fi aplicația YouTube. Ei, aici avem diverse divertismente, ceea ce poți să asculti, muzică, videoclipuri, documente, dacă ai orice, uite, un canal de YouTube, cum am eu, pot să-l prezint unora, da? Deci ai tot felul de variante. Hai să vedem un pic aici. De exemplu, hai să căutăm, da? Ia să vedem
Cars. Asta, până la sânge, până la moarte, îl pun pe Cars Trader, deoarece aici am cele mai superbe variante de rezoluții. Ia să-i dăm un pic mare. Ia să văd. Deci sunt variante când pot să-l fac mic, da? Hook him up, Mater. Where am I? You're in Radiator Springs, the cutest little town in Carburetor County. How about some more? Uite cât lipsește aici. Uite cât lipsește aici, uite cât lipsește aici din imagine. Hai să-i dăm un pic o imagine puțin mai mare, da? Ceea ce înseamnă, iată, ăsta este full, da? Deci această variantă este varianta full, anterior era mai mică. Depinde fiecare cum își încarcă videoclipurile, la ce rezoluție. Ok? Bun. Aici sunt multe de discutat, pentru că sunt multe tipuri de clipuri, multe variante. E, hai să vă ajut un pic să vedeți cum ajungeți în canalul nostru de YouTube. Scrii, opa, Băbește, vă zic, S-O-U-N-D, pentru, nu pentru toți, ci pentru care nu știți să scrieți acest text, pentru că poate sunteți puțin mai în vârstă sau poate nu ați întâlnit acest cuvânt, S-O-U-N-D, Identity, da? Ei, când ești aici, frumos te abonezi și intri în acest canal, da? Suntem în prima săptămână de februarie, 2 februarie, de 2 săptămâni n-am reușit să pun un clip, sper că să mă ajung din urmă. Am niște proiecte superbe să vă expun, da? Chiar o să pun acum varianta 1 și varianta 2, pentru că am făcut între timp, acum la final de an, am făcut inclusiv varianta cu cea de jos, cu Android 10, cu 4 GB, deci ceva deosebit. E, cât de simplu este să intri aici și cât de simplu este să cauți tot felul de sisteme, da? Iată cum procedez. Aici sus, inclusiv pe un telefon mobil sau pe orice altceva, ai... Numai un pic, că am dat pe ceva. Hai așa. Pagina de pornire, totdeauna vă zic. Pagina de pornire, la cei care vă explic pe telefon, videoclipuri, playlist-uri, da? Dacă dai pe playlist-uri, frumos, așa, poți să dai pe playlist-uri create. Ei, și ai să vezi doar așa. Totdeauna zic, 01 top proiecte, 02 Sandu, nu te uiți la 16 la 24, te uiți aici, la ce scrie ca și text. 03 evacuare electronică, da? Bun. 04, 05, 06, 07 și vreau să zic că până în 14 sunt servicii. De la 15 începe Alfa, Audi, BMW, deci A, B, C, da? Ei, mergem jos la Volvo. Încerc să vă explic cât mai băbește, să mă iertați pentru cei care vă descurcați, dar sunt oameni care un pic trebuiesc ajutați pentru acest setup, da? Și iată, la Volvo aici o să apară practic și acest proiect, da? Iată, aici este partea 1 cu XC90 cu tableta schimbată. Puteți să-l vedeți, așa. Ei, ba nu, uite, iată că am pus și varianta top Android 10, așa. Nici nu știam că am pus-o sus, dar iată că este existentă și ea aici. Așa, ia să vedem când am pus-o asta sus, ca să văd un pic. Așa. Da, uite, am pus-o numai un pic, că este un fel de reclamă aici. Dar dacă aș vedea eu când l-am pus pe ăsta sus, ar fi super. Omitem anunțurile și măcar putem să vedem. Iată varianta top. Așa. Tot așa un XC90 și puteți să vedeți varianta veche montată, pentru că și este varianta nouă. Singura chestie ce tare îmi place la varianta veche era ornamentul ăla de interior, doar că varianta asta nouă avea un pic altfel, monitorul puțin mai mare, iată că e puțin mai carpidos, mai tabletos, arată total altfel. Bun, și dacă îl duc un pic, dacă veți viziona puțin clipul, îl veți vedea și pe acest sistem în toată a lui valoare de funcționare. Ok? Bun! Ce să vă mai arăt? Dacă nu, hai să vedem și partea de split screen. Dacă tot v-am zis că putem în jumătății aici, ia să vedem pagina de pornire, da? Și iată să facem în felul următor. A, vă mai arăt încă o funcție, dacă nu știu dacă o cunoașteți sau dacă o știți, da? Mai exact despre ce ar fi vorba. Avem aici la comunitate, stai, playlist-uri, canale, comunitate,
vor apărea în curând. Postările comentate sunt disponibile numai pe computer și cea mai recentă versiune, aha, de YouTube, înseamnă că eu trebuie să-l actualizez. Deci noi pe comunitatea aceasta, dacă vă uitați de pe telefon pe comunitate, mai vedeți unele produse care le mai punem inclusiv și noi. Bine? Bun. N-am știut. Ei, cum am zis, split screen, da? Iată, de exemplu, iau Waze-ul, îl duc în... Da, sau hai că iau video aici și iau Waze-ul aici. Uite, da? Hai să dau un pic încet. Și iată, pornește Waze-ul în dreapta și, de exemplu, videoclipul merge pe stânga, da? Eu dacă vreau, pot să intru în el și să-l lățesc, să lățesc care soluție vreau eu, da? Așteptăm să pornească frumos Waze-ul. Așa, și de exemplu, dacă eu vreau și m-am săturat de videoclip, îl fac mare și am doar Waze-ul, da? Iată, dacă de exemplu vreau Waze-ul pe stânga, da? Mă mut cu Waze-ul aici, videoclipul închid, YouTube-ul las, setări închid, da? A, setări auto închid, muzică închid, să mai închid un pic din ele. Iată, îi pun Google Maps, ok? Și dacă ies un pic din Google Maps aici, da? Iată, pot să-l dirijez cum vreau eu. Numai un pic, să ies în totalitate. Așa. Iată, stai un pic așa. Da, să-i dau, să-i șterg de tot căutarea Audio Tuning Center și atunci nu mai am, practic, aceste obiecțiuni către Sound Identity. Da? Și iată, am două sisteme de navigație online. Tot așa, dacă eu vreau, da? Aici pot să-mi adaug, dacă vreau, numai să pornească ca ego-ul, ca în figurant. Da, uite, iată că a pornit. Așa, din ce punct de vedere e figurant? Că lui, de exemplu, dacă nu-i place ceva, el nu pornește instant. Da? Bun, ia să vedem un pic. Ia să vedem, Easy Connection. Ia să mergem la Chrome un pic. Așa. Ia să-l facem noi pe ăsta mare. Așa. Și ce vom face dacă nu? Noi vom merge acum frumos la partea de cameră de manșalier. De ce? Ca să vă pot prezenta inclusiv varianta de cameră, cum este funcțională, cum vede ea, atât pe timp de zi, pentru că acum suntem ca noroc încă în timp util și puteți vedea. Dar oricum și seara, și seara vede bine, deci nu ar fi un deranj. Mă repet pentru cărcotaș. Butoanele sunt aici, acestea. Încă nu le-am instalat, ok? Bun. Hai să vedem puțin, să mergem un pic în jos. Apropo, da, stai să-i dau și pe parte statică, să se vadă un pic camera. Iată ce bine vede, nu avem traiectorie și ghidaj activ, senzorii rămân frumoși și ei acționați, da? Iar aceasta este partea de cameră. Eu dacă apăs o dată pe ecran, eu pot să fac setări și pot să-i dau contrast mai mare, contrast mai mic, ce vreau eu. Da? Saturație și tot. Dacă eu ies un pic în relief, da? Sau hai că mă duc un pic dincolo, nu avem cameră frontală, avem doar cameră de spate. Așa. Iată, eu dau și pe relief, să vedem exact cât trebuie. Nu cred că trebuie să vadă mult mai mult, pentru că nu are nicio importanță. Eu zic că, iată, vede foarte bine. Cred că încă i-am și lăsat folia pe spate. O să trebuiască să o dau și pe aia jos. Exact ce v-am zis. Iată e folia de pe ochișor și iată cu cât mai bine, practic, vede sistemul. Așa, mă uitam eu un pic că vede cam, să zic așa, mai interesant. Dar nu i-am dat foarte mare importanță. Ok. Ia să pun totuși pe drept puțin, ca să pot să văd și încă o variantă. Așa. Tragem aici pe dreapta. Ne oprim aici un pic. Să vedem un pic și ce e în spate. Eu zic că dacă de aici vede până unde este mașina aia albă, da? Și unde este poarta vecinului care, iată, este acolo. Eu zic că vede foarte bine. Și încă eu am vrut un pic insistent să o poziționez sus ca să pot să-i văd câligul și bara de spate. Că mai mult mă interesează câligul și bara de spate decât să văd până în capătul străzii. Oricum, eu zic că văd destul de mult, deci fără nicio problemă. Așa. Și de aici eu pot să fac orice parcare dorită în orice mod aș dori. Iată ce frumos. Vede demenția. Eu zic că ajunge cu vârf și îndesat.
Senzorul este activ, dar doar audibil, pentru că nu are parte de vizualizare. Nici nu a avut-o, inclusiv nici în forma lui inițială. Ok, cam atât am vrut să vă spun despre acest mare proiect. Așa, pentru Volvo XC90 2007-2008, găsiți pe site, practic, compatibilitatea anilor în care se poate el asorta. Nu uitați să ne găsiți pe site www.soundidentity.ro, da? Unde v-am zis, intrați în shop și selectați acolo la categorie navigații, după aia subcategoria navigații dedicate, după aia marca Volvo și după aia XC90 anul cu tare. După care ne găsiți foarte mult pe Facebook, pe Sound Identity Hifi Oradea, pe Sandu Vancea, pe încălziri scaune Oradea sau evacuări, scrie așa, Tor Tuning Oradea, da? Acolo găsești foarte tare evacuări electronice. Ne mai găsești și pe Instagram, Sandu Hifi, soundidentity.ro, Tor Tuning Oradea, cât și cel mai mult ne găsești aici pe canalul nostru de YouTube, da? Care este Sound Identity, care suntem la un an de zile pe 8.000 de abonați. E foarte bine, eu zic așa, vă mulțumesc din suflet că rămâneți cu noi, vă mulțumesc că vizionați clipurile, că aveți un pic de interes pe acest domeniu, da? Promit că nu vă întristesc și întotdeauna vă voi oferi foarte multe soluții de genul, da? Doar rămâneți cu noi, abonați. Nu vreau să-mi dați like, nu vreau să-mi dați mai ales un like, așa, dar ce vă pică sufletul, aia să faceți. Important e să rămâneți cu mine abonați și atunci eu încerc să vă dau foarte multe soluții, pentru că am curat să știu, să vă zic că știu foarte multe chestii care poate vă ajută, poate le puteți un pic căuta săpa din experiența voastră, poate găsiți o soluție care eu nu arăt, dar totuși o giniți, da? Este bine să te uiți atent, constructiv la un clip, da? Și atunci o să vezi foarte multe soluții. Deocamdată v-am zis că de 2 săptămâni n-am reușit să postez, eu care postez de multe ori și la săptămână câte 2 clipuri pe zi, pentru că m-am blocat aici pe un BMW G30 partea 1 și vreau ca să-i fie acum partea a doua expusă, pentru că la partea a doua am făcut ceva demențial de tare. Mi-a schimbat sistemul audio în totalitate, așa, și prima variantă este puțin mai low cost și a doua este high cost. Deci asta înseamnă că și-a cumpărat omul niște produse ce eu i-am recomandat și acum este, să zic așa, super, super bucuros. Eu am fost Andu, mulțumesc că ați rămas cu noi, mulțumesc că ați vizionat acest clip. Repet, avem foarte multe variante pentru orice tipuri de mașini. Doar sunați-ne, 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 nu ne scrieți pentru că n-am timp. Am 20-30 de mesaje pe zi și de multe ori poate nu reușesc și vă supărați și una alta și nu reușesc să vă spun realitatea, dar dacă mă sunați cât de cât, mai ales seara, eu zic că pot să vă răspund la multe întrebări. Ok? Mersi, repet, la toată lumea. Aici sunt butoanele care am să le pun, pentru că văd că aparatul funcționează exact corespunzător cum vreau eu, fără niciun da și poate, deci pot să zic că a trecut cu brio, îl recomand, pentru că sunt aparate care eu nu le recomand, dar ăsta pot să zic că îl recomand, e rapid, e ok, e util, pentru ce bănuț e el, eu zic că își face super treaba și cu această mică cameră de marșalier, care eu zic că vede și aia super de bine, deci e ok. Mersi, bye bye, la revedere, să ne mai auzim, a fost Andu, ciao!